Ce face ăla? Mă mai iubești? Nu, dar nici nu te-am iubit. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. El ar veni, Ela s-ar veni mama la copii și Denisa pofta inimii, nu? Ela, tu știi bine că ai fost pe primul loc cândva la mine. După aia te-ai jucat cu mine, m-am jucat și eu cu tine. Am impresia că tu glumești mai tare cu Marius decât cu mine, Manuela, asta e rău. Nu mai tare decât glumește Ela cu tine. E ok, am înțeles fața copinea. 100%. Care pe care? Ai vreun anume pentru care ai intrat? Da, cineva îmi place. Tu nu știi trecutul meu și tu vii cu acuzații și mă judeci că am vârsta de 31 de ani. Să-ți ajute Dumnezeu și îmi să scrie, ajungi și ce tu scrie? La vârsta Karma. Mea. Și să dea Dumnezeu să nu faci și tu copil. La vârsta asta care o am eu, să nu ai niciun copil. Uite așa. Doamna Andreea, dar suntem în șatră să ne blestemăm între noi. Vrea să încetați, pentru că sunteți copii și nu știți despre ce vorbiți. Opriți-vă aici. Tipul de femeie care face un care face un copil cu un bărbat numai ca să plătească bărbatul pensia alimentară să tragi bani pe el. Tipul ăsta de femeie ești tu. Livian, să nu-ți pară rău, oprește-te. Opriți-vă, vă rog din tot sufletul meu. Manuela, gata, ți-a trecut de Ricardo. Și-l lași? Să știi că de întors Denisa o să se întoarcă. Probabil că o să fiu o plecată atunci. Andreea, nu știu, îmi pare rău că să ajungă aici certul, nu știu, vreau mai mult. Chiar m-aș dori să se vadă mai multă dragoste. În fine, tu ce ai făcut, Ricardo? Și cum ești? Bine. Vorbim. V-ați apropiat sau? Da. Ați început o relație, practic, sau? Nu, nu suntem într-o relație, dar vorbim. Da? Nu suna pe noi, știu că nu ne-a răspuns. Și ne suna pe noi. Cine? Că tu ai avut telefonul, cred că închis, sau nu știu. Da, am rămas cu ideea, nu știu ce. Ce, băi, mi-a trezit din somn ideea, că nu știu ce. Da? Da, vrea să cu tine. Și, eu n-am știut ce mă sună pe hotelul de la telefon și răspund. Telefonul la hotel, da. Da, și adormisem și răspund, da, m-am pe Roxana, ce faci, fata, ai telefonul închis? Da. Și Ricardo acolo, deschide telefonul. Și suntem 5 băieți, 5 fete. Care 4? Unul în casă altul. Ce bă! Ce bun! Ai zis că tu de fapt îți te frică și el o să nu ți-o combine. Parcă fost pregătit ce-o spus. Andrei? Adi, mă, Adi. Cinci băieți. Chiar, mă, Andrei, de ce nu vine și aici? Dacă când îi lăsați pe ăsta la fete? Dacă mă fiți la o bere? Cum fiți să te duci la coafor acolo, la baia de lângă coafor și să o vezi la pisoar acolo? Ce faci tu aici? Poliția, nebunești, dai seama. Să se întoarcă să te aia pe pantofi. Să zic, a, păi fac și eu nevoile, că nu mai urte la viciun. Controlează-te când vorbești, că nu vreau. De ce să mă controleze? Ca să nu-ți faci rău ție. Nu vreau, eu sunt aici să spun ce am de zis. Nu să mă dau altceva. Eu asta sunt. Și mi-a sus. Te înglumim, da. Fantastică, bă. Nu ți-o zic cu rău, tati. Fiu iubita mea, dar nu pot. Am spus că nu o să mai știu, nu o să mai vorbesc cu rău. Dar asta nu înseamnă că nu o să-mi dau cu părerea. Te vezi? Așa că cum? Bravo, ai zis. Nu te supăra pe mine. Eu nu fac cu răutate, dar ești tare comică. Nu am auzit, era vorba de mine. A zis Marius că ce-ar fi să te duci pe hol și să te găsim de băieți. La ce? La pisoară, la pisoară. La băieți, la băieți. Așa se numește la de pe perete, pisoară. Glume, deși antier. Glume. Glume nesărat. Bă, n-am nimic cu Marius, că am văzut că e un băiat cerebral. Sunt cheiat acum două. Unde, mă? Da, este un băiat cerebral și asumat față de alții care sunt în casă. Glume nesărate. Glume nesărate. Punem niște sare. Să cred că așa este. Sper să nu mă înșel. Glume nesărate. Nu te înșeli. Da, fără sare, Ricardo, da. Am pus puțină sare să fie bine mai sărate. Dar eu țin la glume, că nu sunt... Măi, Andreea, tu ești pâinea lui Dumnezeu, mă, fată, mă. Mă, băiatul meu,
Eu n-am, jur, mă jur dacă am mâine ceva integrat cu cineva din partea aici. Dar atâta timp, Ricardo, cât am fost atacată și oamenii mă judecă, am dreptul să-mi spun părerea, da? Corect. Dar, sunt, dar ce mi-ai zis mie? Nu, da, mai să fie pertinent. Nu mai faci aici și o să-i depistezi tu pe toți, nu? Da, dacă o să fiu atacată. Da, o să fii Inspector Gadget. Da, da, o să spun pentru fiecare în parte cât stau aici ce am de zis. Și ce au zis băieții? Pentru toți. Puteți să mă votați și în gala asta care vine, că nu-mi Andreea, pasă. Au zis băieții, nu mă interesează, că oricum n-am pe nimeni aici și nu-mi place. Andrei, votez la dacă nu vine un bărbat pentru care să lupt, da? Andreea. N-am de ce să stau aici și Ricardo să fac scandal. Doamne, ferește, mă jur, da, normal, nu sunt genul care să fac teatru, să mă estimez pe aici ca să fac materiale. Nu, Doamne, ferește, nu, cine... Nu, vreau un bărbat adevărat. Nu te cerți de două ore. E normal că mă cer, că trebuie să mă cer. Am vorbele la mine oricând. Știu, e, Doamne, ferește, da, crezi că nu știu. Păcat că n-ai, păcat că n-ai creierul. Ai vorbele, dar n-ai creierul. Vivian, de ce se ceartă cu mine? Că și el se ceartă tot de două ore pe ceas. Nu, Andreea, să nu mai ai pantalonia de piele, că ne aruncăm toți de la etajul 8 dacă. Ia că uite, am să iau, numai de piele. Nu-i lua! Nu ăia! Nu lua, măi. Iancule! Da, așa ai crezut tu, că m-am dat la tine. Iancu! Hai, Ricardo, că eu știam că ești ironic, jur. Știam că joci, dar ce mi-ai zis? Ce mi-ai zis? Știam că faci mișto, că l-am auzit în fundal și pe Coteanu. Nu, acum vorbesc serios. Și ai văzut că eu am fost colegă, nu te-am... Ai fost fată cu, de comitet, adică vorba aia. Jur, și sunt fată de comitet. Nu știu să te aprecieze băieții ăștia. Dar nu vreau, Ricardo, să mă aprecieze nimeni. Între noi eu n-am venit aici să joc teatru, să mă estimez, să mă, nu știu ce, să mă placă, să mă perie cineva. La cap, tu nu vezi că te ia la mișto? Ce spunzi așa? Da, lasă-l să mă ia la mișto. Dacă vorbești la mișto, la mișto să te ia și pe tine Dumnezeu. Ce face ăla? Tat, bine fac. Mă mai iubești? Nu, dar nici nu te-am iubit. Ai zis nu, deci ca și cum mai iubit. Păi, dar nici nu te-am iubit niciodată. Despre ce vorbim aici? Minți. Că mi-ai plăcut, da, dar nu te-am iubit. Ce ai, mă, oprește-te. Și tu mi-ai plăcut foarte mult, să știi. Ce? Și tu mi-ai plăcut foarte mult. Și încă o placi, recunoaște, frate. Nu ți-am plăcut ție? O mai plac așa un pic. Păi am văzut eu ce ai plecat de Nisa. Am văzut eu ce i-ai trimis vineri seara. O plecat de Nisa. Pe Instagram. Manu, vrei să aduc telefonul să vedem cu tot? Manu! Dar era la 2 minute după ce o trimis ei? Era la 2 minute după ce ai trimis la Denisa, din câte mi-am amintit. Sau înainte, că nu mai știu. Bă, da, dar stai un pic. La Denisa a trimis o melodie și la el altă melodie. Deci la Denisa ai trimis o melodie cu mi-e poftă de tine rău și lui Ela ai trimis ceva de genul cu... Îmbrățișare, să mă strâng în brațe. Te aștept, haide, vino, deci. Să iubești două femei, să nu știi pe care o vrei. Ela ar veni, Ela s-ar veni mama la copii și Denisa pofta inimii, nu? Manuel, să rămână cu pofta. Eram acolo pe locul meu. Două femei și să o iei pe a treia. Cântam, ne simteam bine. Și să le pești amândouă. Am făcut niște story-uri și mi-apăreau acolo la opțiune. Și de aia zicea Ela. Da, dar în story-ul pe care l-ai trimis la Ela, e clar și răspicat la sfârșit. Da, la ăla, pentru că i s-o potrivi melodia, nu mai știu ce era. Ia du-i tu să vadă. Aia cu... Te aștept. Să-ți amintească Manuela? Ceva de genul ăla. Să-ți amintească Manuela? Vreți că-ți amintesc eu? Stai că acum vin și-ți aduc. Stai că acum îți aduc eu și îți arăt. Poți să aduc telefonul, vă rog frumos, numai să arăt. Ia tu te aduc, chiar nu mai țin minte melodia. Stai să mă gândesc. Poate erai beat. Parcă era... Nu mai țin minte. Dea. Dar mi-era o melodie. Vezi, am găsit o scuză. Păi dacă te-am iubit. Ce? Dacă mi-a plăcut. Per te fare di tutto. Ți-am găsit o scuză bună, vezi? Eu când mai simt așa, îți mai trimit o melodie, că n-am, mi-a plăcut de ție. Deci aici văd că în emisiunea asta nu se poate vorbi decât pe dovezi, așa că am făcut și eu o mică filmare și trebuie să arătăm... A, Ricardo! Da. Ia asta să vedem. Vezi că mi-a răspundeai la mesaje că... Unde-i camera? Ia uitați! Nu am auzit. Da, deci o vedeți? Ia. Dar pune la microfon. Ia. Ia uitați, tăceți! Bine, Iancule, bravo! Mulțumesc pentru reclamă, Manuela, chiar sunt cântăreț în devenire. Ela ar trebui să fie conștientă că nu o să aibă niciodată relație nici cu Iancu, nici cu Jador și nu ar fi avut nici cu Iancu, nici cu Jador, chiar dacă unul dintre ei nu era prin peisaj. Deci, de ce vieți? Stai să vă traduc! De ce vieți ar fi să te aștept? Adică nu contează că Ela te mai împași de 10 ori cu Jador, el tot așa. Nu o să te aștept dacă vrei să-mi toți la mine. Deci de ce vieți? Da? Aș fi în stare de orice iubire, da? Inclusiv să mă bat cu Jador. Dar stai de ce vieți de-ar fi să te aștept? Să aștept, chiar dacă te mai împaci. Să știu că o să te întorci din nou la mine. Să te mai strâng la piept, Ela. Deci, Jadorașule, Ion Cialosu vrea să lupte și
și foarte hotărât. Îmi place de tine, Lux, și dovedești tu că ești ardelean de ăsta de al meu. Și Lux, frate, pentru ce-ți dorești și pentru ce iubești tu. Bravo, Lux! Păi dacă așa am zis... Ia auzi, frate! Ia auzi, avocatul Denisei, aici, ia uita și a trimis Denisei! Ia uita și a trimis Denisei! Aoleu! Ia să vedem! Cule! Ia! Bine că l-am să mai aude măcar. Mamă, dar ce s-au zis? Mi-e poftă de tine rău. Și care e partea proastă? Dar la partea cum e poftă de tine rău? Sau care treaba? Ascultă-mă, la aia cum e poftă de tine rău, uita și nu-i vede nici o telefon. Manuela, de aia, dacă vreau să trimit și vouă, nu-i problemă. Mă, nu te aude, mă. Fetele mele. Nu-i problemă, că am inimă mare. De aia, dacă ce faci cu telefonul acolo? Vă trimit la amândouă. De aia. Ce? Ce faci, mă? Dacă vreți, vă trimit aceeași melodie la amândouă, dacă sunteți geloase, măi. Aici e și Manuela. Club de eu vă iubesc pe voi, dacă pe amici, așa ca pe prieteni. Ascultă-mă, prieteni. Știi care e problema? Avocata Denisei, vino cu deci, la ce-i... Deci, acuzatul în cauză, da? Ce-i spune... cine-i asta? Inculpată? Nu inculpată. Mă rog, ce-o fi? Victima deci, victima ta în cauză este văzută ca o simplă aventură, pe când... Victima mea în cauză este văzută ca o posibilă soție. No, no, dragă. Ba no, da, draga no, mea, adică no, no, vorbele cu patru iar să cine e judecător aici? Dar cine e judecător? Eu. 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 Nu tu. Eu. Stați că vă spun eu. Eu sunt judecător. Hai să vă spun. Eu cred că ea zice că ai măsură să confirme. Eu sunt avocatul ea, nu am chiar. Mesaj care ți potrivește la fiecare din partea mea. Eu sunt avocatul lui Iancu. Iancule. Am zis copii vește, ești avocat, ești avocat, ești una dintre victime, ești una dintre... Am zis copii vește, nu că o fost, atenție la cuvinte, da? Manu, da. Eu judecătoare. Păi ia gata, mă voi certa. Bine, dar eu sunt avocată lui Iancu, Iancu. Dar cu ce avocată că ești vinovată? Ești vinovată, tu, fată, tu. Ai fost în stare de prietate și ai trimis din greșeală. Nu, mă, lasă-mă cu vrăjelile astea. Ela, nu am trimis din greșeală. Doamna avocat, am trimis că așa ați zis. L-a luat flama. Ce să fac? Prezentați dovezile. Ok. Deci. Ela, nu am mai vorbit de mine. Am primit, tăieți! Așa de te-am trimis o melodie să fie mai romantic. Vă rog frumos, tăceți puțin. Clienta mea a primit vineri seara în jurul orei 00:46 un videoclip de la domnul în cauză Iancu Ion Cisterp. În care acesta îi spunea că dacă ar fi să mai aștepte 10 vieți, el o mai așteaptă. Că așteaptă deci să se întoarcă acolo la el și să-l strângă în brațe. Deci Ela, te aștept cu brațele deschise. Așteaptă în continuare. Așteaptă în continuare, Iancule. Auzi pentru el. La hotel. Să știu că te-ai întoarce iar la mine. Cu ce gânduri ai venit la noi? Am venit pe locul lor. Care pe care? Ai vreun anume pentru care ai intrat? Da, cineva îmi place. Trecutul meu și tu vii cu acuzații și mă judeci că am vârsta de 31 de ani. Să-ți ajute Dumnezeu și îmi să scrie, ajungi ce la scrie? Vârsta karma. Mea. Și să dea Dumnezeu să nu faci și tu copil. La vârsta asta care o am eu, să nu ai niciun copil. Uite așa. Doamna Andreea, dar suntem în șatră să ne blestemăm între noi. Vrea să încetați, pentru că sunteți copii și nu știți despre ce vorbiți. Opriți-vă aici. Tipul de femeie care face un copil cu un bărbat numai ca să plătească bărbatul pensia alimentară să tragi bani de pe el. Tipul ăsta de femeie ești tu. Vivian, să nu-ți pară rău, oprește-te. Opriți-vă, vă rog din tot sufletul meu. Manuela, gata, ți-a trecut de Ricardo. Și-l lași? Să știi că de întors Denisa o să se întoarcă. Probabil că o să fie o plecată atunci.